Telescopul spațial european Euclid, care a costat 1,4 miliarde de euro, va fi lansat din Florida cu misiunea de a rezolva una dintre cele mai mari mistere: din ce este făcut Universul. Satelitul va decola la bordul unei rachete Falcon 9 aparținând SpaceX. Telescopul de 2 tone, a cărui construcție a durat 10 ani, va orbita la 1,5 milioane de kilometri de pământ. Euclid va realiza o hartă 3D a cosmosului în efort de a elucida misterul materiei întunecate, care reprezintă 95% din univers, dar despre care încă nu se știu foarte multe lucruri. Va fi cel mai bun pariu al nostru pentru a putea înțelege ce e acolo, în întuneric, crede astronomul de la Universitatea Lancaster din Marea Britanie. Vom scana universul și vom cartografia pentru a încerca să înțelegem unde anume ne situăm în tot acest întins și cum am ajuns aici, cum a ajuns întregul univers de la Big Bang până la grandioasele galaxii pe care le vedem în jurul nostru, sistemul solar și până la viață, a declarat profesorul Hooke. Deși în primul rând un proiect al Agenției Spațiale Europene, misiunea are contribuții științifice și inginerești semnificative și din partea Agenției Spațiale Americane. Timp de 6 ani, sonda va cuprinde în această hartă tridimensională aproximativ 2 miliarde de galaxii și se estimează că va acoperi o treime din cer. Materia întunecată 25% din univers și energia întunecată 70% au efecte opuse. Cel puțin asta cred oamenii de știință. În timp ce materia întunecată exercită o atracție care ține la oaltă obiectele cosmice, energia întunecată le face să se disperseze. Se știe că materia întunecată există datorită unui fapt misterios. Este imposibil de explica cum o galaxie sau un grup de galaxii nu se destramă doar în baza gravitației elementelor vizibile ale acestora, planete sau stele. Cercetările în zona materiei negre continuă, iar Euclid va ajuta la colectarea de informații noi până la sfârșitul anului, relatează dcnews.ro.